Salutare din nou! Avem pe masa de lucru un modul de amplificare DS115A Dynamic Series biamplificat, practic, având la mine cu probleme pe partea de ieșire. Clientul a acuzat faptul că păcănește și distorsionează foarte tare în momentul în care îi dă semnal mai mare. Ideea e în felul următor. Modulul are intrare balansat. Clientul a încercat să-l atace cu semnal nebalansat, evident. Ca orice om, a încercat probabil 1 cu 2 sau 1 cu 3 în scurt, cu 2 intrare de semnal. Bun. Ceea ce trebuie să vedem este în felul următor. Îi pun pe ieșirea plăcii. Să vedem cum se comportă. Încercăm o injecție de 100 de Hz semnal. E foarte greu. Două mâini. Cum arată semnalul. Dacă e scad nivelul de semnal, sinusoida este ok. Dacă îi cresc, nici masa nu este corectă luată acum, dar nu asta contează. Și faptul că vedeți cam ce intră în modul. Este un anumit prag. Asta în configurația standard, cum injectează toți. Studiind schema, am depistat următoarea problemă. Pe schemă, pinii de intrare sunt diferiți față de ceea ce indică MUFA. Și anume, funcționarea corectă a acestui modul cu injecție de semnal nebalansat este felul următor. Masă 3, intrare pe 1. Da? Se poate vedea. Hai să vedem. Exact. Osciloscopul îl vom pune pe ieșirea amplificatorului. Pregătim MUFA. Respectiv, partea de ieșire în clasă D. Da. Repornim pe reziduala clasei D. Curat. Limiterul lucrează perfect oricât i-aș dat semnal la intrare. Da. Potențiometrul este la maxim în clipa de față, semnal la maxim. Și aici mă joc din generatorul de semnal. Aceeași chestie este și pe partea de înaltă. Deci nu au frecvență mai ridicată. Am dat în 4000 de Hz. Deci lucrează perfect limiterul, tot ce trebuie. Bun, hai să ne reîntoarcem la MUFA. XLR cu
configurația standard. Să vedem ce se întâmplă cu în alte. Am schimbat, l-a pus un fost standard, normală, XLR. Hop. Uite cam ce se întâmplă. Și până la un anumit volum, după care intră în saturație, practic, operaționalul pe intrare. Hai să mă reîntorc și la amplificatorul de joase. Scădem frecvența la 100 de Hz. Și până la un prag, merge bine, mersi. 13 volți, RMS, 15, 16, 20. Ha, aici nu mai face față, practic, operațional. Deci, dragii mei, în concluzie, la acest tip de amplificator folosiți doar 1 și 3. Da? Intrare pe 1-3 masă pentru tipul de semnal nebalansat. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc pentru vizualizare.